Anul ăsta și Huawei, și Samsung, și Xiaomi și-au prezentat modelele lor pliabile și se întrec încă între ei. Care e mai ieftin, care e mai subțire, care are cameră mai bună, care are display mai mare cu un inch, cu un milimetru, dar pe nimeni tot asta nu interesează pentru că există Nothing Phone. Evident, nu uita să te abonezi, nu uita să activezi clopoțelul pentru episoade noi și să ne lași un comentariu în care să ne scrii ce crezi tu despre Nothing Phone. Până atunci, hai să vedem de ce el este atât de popular, cu cine concurează, cu ce modele concurează și, în general, cine sunt ăștia. Nothing e creată de Carl Pei, același nene care stă și la bazele OnePlus. Până aici, absolut nimic deosebit. Dar privește totul din alt unghi. Uite, la doar 32 de ani, acest nene a creat două companii de la zero, una dintre care deja are milioane de fani, iar a doua atrage așa investitori ca Casey Neistat, Kevin Lin, cofondator Twitch, Steve Hoffman, cofondator Reddit. Apropo, eu nicăieri în sursele oficiale nu am găsit informația despre asta, dar dacă zice lumea, eu îi cred. Nu e de mirare că, cel puțin din curiozitate, dar despre Nothing Phone discută toți. Noi totuși o să vorbim despre telefon. Nothing Phone One, primul smartphone produs de la zero de ei. Și evident, trebuie să comentăm aspectul, pentru că telefoane din sticlă și aluminiu noi am mai văzut, dar iată, transparent și cu LED-uri pe spate, nu chiar. Te-am impresionat? Arată bine, recunosc, impresionant, deosebit, atrage atenție, dar uite, toate astea până la un moment dat, pentru că apoi te plictisești, mai trebuie și să-l utilizezi. Și iată aici, observi influența celor de la OnePlus, sau bine, mai corectă să zic, influența fondatorului OnePlus, pentru că Nothing Phone stă perfect în mână, e comod, chiar dacă este mare, iată comparativ cu iPhone 13, evident, singurul smartphone pe care l-am acum la îndemână. Toate patru rame egale, butoanele de volum și de blocare amplasate pe laturi diferite, amplasate încă și comod. Apoi, nu uitați de așa chestii ca protecție de apă și praf. Da, e doar IP53, protecție de strop, dar ea totuși este. Încărcare wireless, încărcare reversibilă, tot. Și vibromotorul. Evident, eu nu pot acum să-ți demonstrez asta, dar crede-mă, totul e făcut cu gust. Iată, asta îmi place mie atunci când pentru un preț adecvat tu primești tot necesarul pentru utilizarea confortabilă, tot necesarul pentru utilizarea în general. La preț revin. Acum despre LED-uri sau, hai să-i zicem oficial, interfața Glyph. Sunt 900 de diode amplasate frumos, pe spate și singura întrebare e pentru ce? Pentru atenție, ca să-ți atragă atenția. Iată, scrie în comentarii, chiar sunt curios, dacă aceste LED-uri nu ar fi, ai fi atras atenția la el? Acestea nu au un funcțional, hai să zicem, util. Evident, se activează când primești apeluri, poți seta pentru fiecare contact câte un set, ai 10 în total la alegere, atunci când primești notificări, se mai activează atunci când activezi Google Assistant. Singurele două momente în care le-am văzut cât de cât utile este când conectezi telefonul la încărcat. În partea de jos vezi cât este încărcată bateria sau o folosești ca lumină adițională pentru cameră. Generalizăm. E frumos? Da. E util? Nu. Deloc. Aș cumpăra eu telefonul doar pentru ele? Da. Am vorbit mult despre aspect, așa că despre display sunt nevoit să zic pe scurt. Desigur, OLED 120 Hz, HDR10+, 6,55 inch și 1200 nits luminozitate maximă. Eu îți propun să nu inventăm roata de la bicicletă, e perfect. Performanța. Încă un aspect de la care așteptările sunt mari. Pe hârtie e așa, Snapdragon 870, 8 sau 12 GB memorie operativă, DDR5, 128-256 GB memorie internă, tip UFS 3.1, din câte ai înțeles, nu e top chiar deloc. Cu performanță similară mai găsești modele ca OnePlus 9R, Galaxy A73, Xiaomi 12X sau Poco F3 F4. Dacă iai în calcul că e primul lor smartphone, e prima versiune a sistemului de operare, rămâi impresionat, pentru că aștepți să ai lag, aștepți să ai throttling, dar nu, pentru că e bine optimizat, fără lag, fără throttling și desigur se descurcă de minune cu absolut orice aplicație și orice joc, indiferent de setări. La bord de Android 12 stock, cu mici cizelări a interfeței din partea lor, ei promit 3 ani că vei primi versiuni noi a sistemului de operare. Singurele două aplicații care sunt diferite față de cele stock este aplicația Reportofon și aplicația Camerei. Evident, nu e chiar totul atât de ideal, mai apare lag despre care scriu utilizatorii pe net, în cazul meu chiar nu am avut nimic. Chiar și recunoașterea facială despre care au scris oamenii pe net că nu funcționează, în cazul meu a funcționat perfect. Singurul moment la care eu am atras atenția e fontul. Acel deosebit, frumos, font pe care nu-l are nimeni creat de cei de la Nothing, el nu se împacă cu diacriticile. Camera și autonomie. Încep cu autonomie. Eu aproximativ 10 zile m-am plimbat cu el și desigur toți considerau necesar să vadă LED-urile, cum acestea funcționează, cum funcționează în general telefonul și cu toate astea, o medie de o zi eu din el am obținut, pentru că procesorul e bine optimizat, nu consumă mult, iar bateria e relativ mare. Acum despre camera. Doar 2 senzori, doar 2, nu mai mulți, ambii de 50 megapixeli, cel de bază produs de Sony, cel larg de Samsung. Îmi permit să trag o concluzie pentru toate regimurile pe care am reușit să le testez. Știi, eu des zic că pe lângă cifre și marketing, scopul camerei este să se descurce cu funcționalul său de bază și evident, am să compar camera cu cea de pe iPhone 13. Atunci când ai lumină bună, e perfect. Detaliile sunt bune, contrastul este perfect, expunerea e ideală, HDR-ul se descurcă pur și simplu minunat. Chiar și pe timp de noapte, în regimul de noapte, expunerea e corectă, detalii sunt suficiente. Da, aici trebuie să adaug că în acest regim ai nevoie de 4-5 secunde ca să obții o imagine bună, iar obiectul fotografiat nu trebuie să se miște. Ok, pentru o imagine calitativă eu sunt gata să cedez cu asta. Regimul portret, iarăși, înțelege corect și divizează perfect fundalul, nu mai rău decât iPhone 13. Înțelege-mă corect, nu vreau să zic că e cea mai bună cameră din industrie, nu vei găsi nimic mai bun decât ea, dar e cumva la nivelul așteptărilor tale. Tu aștepți de la ea o anumită imagine, tu obții această imagine, nu mai rău și nu mai bine. Cred că nota corectă ar fi 9 din 10. Tot aici am să adaug și despre video, desigur 4K și 30 cadre sau Full HD și 60 cadre. Iată, e destul de bine, stabilizarea optică este și apreciază cum înregistrează el vocea. Repet, raportează tot la faptul că e prima lor încercare, așteptările încă nu sunt atât de mari. Ce vreau să zic în concluzie? Recunosc, o zic sincer, eu am rămas impresionat. Dacă astăzi ar fi să-mi schimb telefonul meu pe un Android, ar fi anume ăsta, dar hai totuși să vorbim despre altceva. Știi cât costă el? Uite, desigur ei nu au reprezentanță în fiecare țară și prețurile de la țară la țară pot varia. În Republica Moldova, pe ăsta, cu 8 GB memorie operativă și 128 GB memorie internă, îl vei găsi cu puțin peste 550 de euro. Iată, asta eu consider preț adecvat pentru un dispozitiv adecvat.